Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. George Buhnici a fost criticat pe rețelele de socializare, după ce a mărturisit că femeile trebuie să meargă la sală înainte de a se afișa pe plajă cu vergeturi. Acesta a mai spus și că soția lui arată ca o minoră. Veți găsi în descriere declarația. Alina a ținut să precizeze că femeile nu sunt niște obiecte care trebuie așezate undeva pentru a da frumos și a mărturisit că lumea ar trebui să fie mai bună și să lase deoparte răutatea. Înțeleg că cea mai mare investiție ar trebui să fie în noi, în sănătatea noastră mentală și fizică, dar femeile nu sunt obiecte pe care le așezi undeva să dea frumos. Fiecare face cum simte, misoginismul e în floare pe Facebook, e o lume încremenită în timp. Hai să fim mai buni! Că nu costă nimic, jur. A scris Alina Eremia. George Buhnici a mărturisit în interviul făcut că bărbații vin la mare să vadă piele din partea sexului frumos, dar nu o piele cu vergeturi, așa cum s-a exprimat omul de televiziune. El a ținut să spună că doamnele și domnișoarele ar trebui să investească mai mult în săl decât să meargă să-și facă tatuaje pe corp.